E ilegal să pui copiii la muncă? Gretel, e tema la mate, nu muncești în mină. Păi nu vreau nici în mine, nici să fac teme la mate. Copii, am reușit! Am reușit! În seara asta, în sfârșit, o voi face pe mama voastră să plângă. La cina aniversară? Da! În fiecare an, mama voastră se dă peste cap și îmi face cel mai frumos cadou. Și care-i problema? Mereu sunt mai bune decât ale mele și mă simt îngrozitor. Mulțumesc pentru lănțișor, Mivida. Eu am luat urma acestei rare moșteniri de familie pe care bunicul tău a pierdut-o în război. Și l-am găsit și pe bunicul tău pierdut în război. Davy, băiete! Păi, chiar e greu de întrecut așa ceva. Anul ăsta eu voi câștiga. Îi voi face cadou un filmuleț care să cuprindă cele mai importante momente din viața noastră. L-am editat profesional și are 3 ore cu 2 pauze. Sigur o să o fac să plângă. Bine, păi distracție plăcută. Mie mi-a rămas să o pun pe Gretel să-și facă temele la matematică. Mai bine aș munci în mină. Tata, să te asigur că ai făcut o copie. Nicio grijă, totul e încărcat în cloud. Wow, ce nor sinistru. Regula. Oameni buni, am venit să vă eliberez din cutiile voastre guralive. Jos telefoanele! Da, 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 da. Stai, mi-a murit telefonul. Fotografiile mele cu cafea au dispărut. Deci, a doua întrebare. Un tren se deplasează din punctul A în punctul B cu 30 de mile pe oră. Da, tocmai am distrus forțele lui Hamster. Nu ai onoare. Haide, Gretel, lasă telefonul și concentrează-te. Revenind. Un tren călătorește... De ce e mereu un tren? De la A la B cu 74 de mile pe oră. Oamenii chiar mai merg cu trenul? Dacă B se află la 60 de mile distanță, cât îi ia trenului să ajungă în B? 2 secunde zbor până acolo. Am rezolvat. Gretel? Kevin, sunt un super erou acum. N-am nevoie de mate ca să ridic lucruri, să zbor sau să prind băieți răi. Toată lumea, chiar și supereroii, trebuie să știe matematică. Nu? Ba da. Nu, ori un gilion. Asta e mate. Chiar dacă un gilion nu există, ceea ce ai fi știut dacă ai fi învățat. O, nu! E un nou super rău făcător în oraș! Avem probleme! În regulă, bine, salvăm ziua, apoi mate! Ce ai spus după salvăm ziua? Nu te-am auzit! Eram preocupată să nu fac mate! Gretel, am spus că vom face temele la matematică! Zbură! Știu că mă auzi! Nu, nu te aud! Zbor mai repede decât viteza sunetului! Uite, matematică! Bine, tehnic vorbind e fizică, care e doar matematică grea! La fața locului Veronica Hill, în centrul orașului, unde un super rofăcător cu tematică de cowboy se folosește de fulgere pentru a face electronicele complet inutile. Vreau să știu câte like-uri a primit sandwich-ul meu, te rog! Acum nu mai pot să-mi critic anonim prietenii. Ce e în trending? Pentru numele lipit, ce e în trending? O nouă eră, oameni buni! Și prin asta vreau să spun de modă veche, veche. Acesta e Tunet Paradox, super rofăcător pe tema fulgerului care din nu știu ce motiv e îmbrăcat în costum de cowboy. De ce un rofăcător a cărui putere e electricitatea? Alege un costum cu tematică de dinainte de electricitate? E un paradox pe care mulți dintre noi încă încercăm să-l elucidăm. Domnule Paradox, de ce faceți asta? Mie nu-mi prea-mi pasă de telefoanele inteligente. Prefer vremurile în care mobilele erau proaste, oamenii deștepți și cai loiali. Mie-mi spui. Fascinant! Dar de unde pornesc mai exact rădăcinile animozității tale față de progres? O, povestea mea tragică! Păi, eram un cowboy oarecare care cânta și ducea o viață simplă. Priveam cum lumea se schimba din cauza acestor cutii diabolice care apăreau peste tot. Tocmai când credeam că nu pot să se amestece mai mult în viața mea, am dat peste un otur de telefonie mobilă acolo pe câmp, în timp ce călăream pe calul meu de credere din Laila. A venit o vârtură, calul s-a speriat, iar turnul a căzut peste mine. Și-am fost lovit de fulger! Și apoi am fost lovit de fulger de încă 3 ori! Ai fost lovit de fulger odată și apoi de încă 3 ori? Adică ai fost lovit de fulger de 4 ori în total? Mai bine lucrez în mine decât să fac matematică! Chiar și super răufăcătorii au nevoie de mate! Oricum, când mi-am recopătat conștiința, aveam puteri de fulger! Și aveam o socoteală de reglat cu telefoanele!